un să îndrăsnesc să vă cânt un cântec linia melodică preluată de la un prietenul Bojan, numit Viorel Cismașu, plecat în Australia prin anii 70 și ceva. Și pe această linie melodică am făcut o poezia acum. Răspătirea
Marea din veșnicii singurată, când mi-a deschis o poartă fericirea în viață o singură dată. În viață o singură dată. Lacrima ei albea în noaptea visului, lovind în țărme tremne împăcate, când și-a deschis otarul tainic visul, în viață o singură dată. În viață o singură dată. Ecoul ei rămas fără de timp, săpând în noi o clipă neuitată, și paradisul în mil de dulci schimb, în viață o singură dată. Ecoul ei rămas fără de timp, stăpân în noi o clipă neuitată, și paradisul mi-l dă dulci în viață o singură dată. O singură dată. Parcă șoptea de dincolo de lume povestea ei mereu neterminată, trecându-ne prin vânt fără de nume, în viață o singură dată. În viață o singură dată. Ați sosit la țărm pe drum de soartă, nu-mi mai șopti chemarea niciodată. Buchei pe vânt, ea ne-a deschis o poartă, în viață o singură dată. În viață o singură dată. Ecoul ei rămas fără de timp, săpând în noi o clipă neuitată, și paradisul mi-l dă dulci în viață o singură dată. Ecoul ei rămas fără de timp, stăpân în noi o clipă neuitată, și paradisul mi-l dă dulci în viață o singură dată.
Somos profesor. Câteva cuvinte despre proiectul nostru național. Doresc să amintesc că ieri, în mod fericit, ai coincis cu aniversarea zilei de naștere a poetului și ziua culturii române. Pentru că Eminescu, s-a spus, a fost omul sumă al culturii românești. El a fost o piatră de temelie pe care s-a clădit tot ceea ce s-a creat în perioada care i-a urmat, dar nu numai în domeniul literaturii, ci și în calitate de creator de limbă. Cred că ar trebui să se insiste mult asupra acestui fapt, că de la Eminescu încoace vorbim noi așa cum vorbim astăzi. Până atunci limba pare ușor de vetustă și a lui Alexandrie pe alocuri sună cu accente vetuste, arhaice. A lui Eminescu, Eminescu este creatorul limbii noastre, în care vorbim acum, avem plăcerea să discutăm despre înalta sa personalitate. Eu am vrut în câteva cuvinte să situez pe Eminescu în context european. Colega mea, domnișoara doctor Ela Iacob, a arătat câteva afinități între Eminescu și marea literatură italiană, reprezentată de poetul cel mai de seamă Giacomo Leopardi, care a avut o soartă asemănătoare. Eminescu a pierit și el tânăr, a cultivat și el motivul florii albastre, ca și Eminescu, care poetul nostru se pare că l-a preluat din literatura germană, de la marele poet german Novalis. Niciun mare creator nu se naște pe un spațiu steril, sterp. El se ivește de undeva și își trage seva de undeva. Chiar și de Homer, dacă discutăm, și el își trage seva din miturile poporului său, din miturile grecei antice. Așa și Eminescu parcă ridică în sine toate energiile acestui neam, dar se încarcă și de influențe venite din spații mai largi, din spațiul european. Că Eminescu s-a dezvoltat în bună măsură sub influența culturii germane, o știm cu toții, ca și Blaga mai târziu. Și asta datorită faptului că el a cunoscut de tânăr, de mic chiar, limba germană foarte bine. La 16 ani avem mărturii că recita texte din literatura germană. Ionuca Caragiale spune că pe când se afla la Giurgiu, împreună cu trupa lui Costac Caragiale, Eminescu recita texte largi, pagini întregi din Schiller. Avea dorința de a traduce, dar și nu numai pe Schiller, ci și pe Goethe. El cunoștea bine pe Hoffmann, îi plăcea foarte mult proza acestuia încărcată de mister. Îl știa pe Lenau, poetul nostru din Banat, și aprecia că Faustul lui Lenau, și Lenau al lui Faust, este mai bun decât al lui Marlowe sau al lui Goethe. Deci, iată, încă de atunci Eminescu sintetiza niște influențe din marea cultură germană. Dar contactul nemijlocit cu cultura germană s-a produs în momentul în care a devenit student la Viena între 1870-1872, a fost scris acolo ca Außerirdischer Hörer și se pare că acolo a luat contact cu filozofia lui Schopenhauer, cel mai de seamă reprezentant al romantismului german în filozofie. Dar Schopenhauer n-a fost numai un filozof, ci și un scriitor excepțional. Thomas Mann spune în 39 că sub influența verbului lui Schopenhauer noi trăim și suntem satisfăcuți în această confruntare cu viața, în care permanent trăim deziluzii
fie că o dorim, fie că nu, pentru că spune așa, până la urmă destinul tuturora este funest. Voința, esența tuturor lucrurilor ne duce spre pierzare. Doi mari cercetători au pe Eminescu, Tudor Vianu și Zoe Dumirescu Burjenica, sublinează că începuturile poeziei lui Eminescu sunt în influența poeziei franceze. Cum așa? Foarte bine, pentru că Eminescu se naște într-un context în care scritorii pașaptiști erau bine conectați la literatura franceză, inclusiv al cel rege al poeziei veșnic tânăr și ferice, al cărui poezie o imită Eminescu prin texte publicate în revista lui Vulcan, în Familia, începând cu Deaș Avea și cu toate celelalte, Misterele Nopții, Speranța, O Călărie în Zor și așa mai departe. Și, în primul rând, cu acel superb poem, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, care, sigur, se poate fi pus în corelație cu Deșteptarea României a lui Vasile Alexandru. Foarte bine, mulțumesc. Dar Eminescu a fost pus în contact și cu alți mari scritori francezi direct, de pildă cu Alfred de Musset. Primul său text în proză, un roman, Genul pustiu, a fost bine corelat de către Zoe Dumirescu Bușulenga, de pildă într-o carte despre Eminescu, a fost prin 69, în secolul trecut, primește, și în care îl spune, stabilește afinități între Eminescu și celebrul roman al lui Musset, Confession d'un enfant du siècle, adică Confesiunea unui copil al secolului. Aceeași atmosferă, aceeași stare de deprimare, aceeași mal du siècle, cum se spune în limba franceză, bântuie și pe Toma Nomă, eroul lui Eminescu, dar și pe celebrul Octav, eroul lui Alfred de Musset. S-a spus de Eminescu că este ultimul mare romantic al literaturii universale. Nu este tocmai ultimul, pentru că a fost contemporan cu Victor Hugo. În 83, Hugo, când Eminescu își publica Luceafărul, publică ultima parte din Legenda secolelor. Prima parte a apărut prin 1856, cred, dacă bine țin minte, și Eminescu a cunoscut-o. Se pare că panorama deșertăciunilor, poemul Eminescu din Nefericire Neterminat, s-a inspirat din opera lui Victor Hugo. Numai că dacă Victor Hugo vede în Legenda secolului evoluția umanității în mers ascendent, culminând cu secolul al XIX-lea, când atinge culminele progresului și civilizației, Eminescu dezvoltă subiectul în stil schopenhauerian. Fiecare civilizație este un ciclu al existenței, spune Eminescu. Egiptenii au avut ciclul lor, au trăit, au atins apogeul culturii și au pierit. La fel s-a întâmplat și cu alte culturi, până când Eminescu ajunge la zile mai apropiate de noi, dar, din păcate, poemul este neterminat. Deci această influență a lui Schopenhauer o simte Eminescu relativ timpuriu. Cea mai bună ilustrare însă a influenței marii romantic german este însă novela Sărmanul Dionis. În anul 1872, târziu, iarna, el o citește la Junia. A fost o stupefacție totală pentru că, spune Gheorghe Panu în amintiri de la Junimea, nimeni nu a înțeles despre ce e vorba. Singurul Titu Maiorescu și-a dat seama ce vrea să spună acolo poetul și a dat dispoziție lui Iacob Negruțiu să publice novela în ultimul număr din 1872 a Convorbirilor Literare și în primul număr din anul 1873 al respectivei publicații. Pentru că eu sunt prozator și m-a preocupat în mod deosebit proza lui Eminescu, deși subiectul este foarte vast. O să mă opresc puțin asupra acestei novele. Despre ce este vorba aici? 2-3 minute, cred că elucidez problema. Pentru că nu am timp mai mult la dispoziție. Da, vă rog. Vă dăm cât timp doriți. Cât doriți. Mulțumesc. Eminescu pleacă de la Kant. El dezvoltă teoria lui Kant despre aprioritatea timpului și a spațiului în cucetările sărmanului Dionis, un tânăr cu descendență obscură, care se ivește în Iași, în mahalele Iașului, mergând printr-o zonă periferică, într-o atmosferă pluvioasă, plină de noroaie, cum și se întâmplă cu un erou al confratelui nostru, George
din cercul care se află aici, de față, un roman excelent pe care l-am citit de mult și pentru care îmi felicit de partea dumneavoastră. Deci acest sărman Dionis, tânărul Dionis, meditează copleșit de ploaie și de alte intemperii despre marile mistere ale lumii. Și se gândește el așa, dacă timpul și spațiul nu există în mod obiectiv, dacă ele sunt doar categorii ale conștiinței noastre, dacă, spune el, infinitul la fel în mine se află și este asemenea celui înstelat care se oglindește într-un strop de rouă, de ce n-aș putea eu, printr-un act magic, să călătoresc în mine însumi, în timp și spațiu, și să ajung într-unul din avatarii altor vremuri. Termenul de avatar, poate l-ați auzit, au fost și filme cu acest titlu, dar cel care l-a introdus în literatură a fost un scriitor francez, se numește Théophile Gautier, și are un roman celebru pe nume Avatar. De unde s-a lansat termenul? Ce reprezintă acest termen? Încarnarea fenomenală aparenta ființei umane. Noi suntem avatarii unui arheu, a unei părți indestructibile a propriei noastre ființe, care dăinuiește în timp ce avatarii se schimbă mereu de la o epocă la epocă. Este teoria palingeneziei pe care Luminescu o știe și din filozofia budistă, dar și de la Schopenhauer, care a creat-o în mod deosebit. Este o idee mai veche a transmigrației sufletului, care o găsim și la hinduși, în Upanishade, unde poartă numele de Samsara. Adică ce vrea, de fapt, tânărul Dionis? Să se întoarcă într-un avatar din epoca lui Alexandru cel Bun. Cum reușește să o facă? Printr-un act magic, citind o carte de zodii care a fost cândva a celebrului Zoroastru. Și aici domnul Danilă, care este de față, știe că și Nietzsche a fost pasionat de acest filozof persan în perioada preislamică și pe care i-a dedicat un studiu de mare celebritate, notorietate, așa grăita Zarathustra. Așa e traducerea corectă, m-a spus că colegul ăsta, așa grăita Zarathustra. Și dintr-o dată se întâmplă faptul miraculos. Poate în vis, poate nu. Dionis regresează în timp și se trezește sub o altă înfățișare în vremea lui Alexandru cel Bun. Acolo el nu este însă singur. Acolo este însoțit de un personaj straniu. Personajul acesta este un profesor la Academia din Socola. Anacronism este evident. Nu există nicio academie în Socola pe vremea respectivă, dar nu se împiede că Eminescu de asemenea mănunte, că și în scrisoarea a treia a pus o să vă cânt două cântece pe versurile marelui poet. Lacul. Lacul codrilor albastru, nu pe galbeni își încarcă. Presărind în cercuri albe, el cutremură o barcă. Și eu trec de-a lung de malul, parcă ascult și parcă aștept. Ea din prespiți să-mi răsară și să-mi cadă, și să-mi cadă din pe piept. Să sărim în lung prea mică, când înalt de glas de ape, și să scap din mână cârma și lopețile
dobețile să-mi scape. Să plutim cu priște farme sub lumina blândei lune, vântu-ntre spilin poștească, unduioasă, unduioasă păsule. Dar nu vine singura de cânza, dar suspin și supăr lângă racul cel albastru încărcat cu flori de nupă. Dar nu vine singura de cânza, dar suspin și supăr lângă racul cel albastru încărcat cu flori de nupă. Încărcat cu flori de nupă. Și acum, dacă vă mai aduceți aminte, cântam de regulă... Nu, nu mai zic de Vasile. Nu mai zic de Vasile, el văd că își așteaptă cu minte rândul. O să vă rog să cântăm împreună Atât de fragedă. Da. Abia atingi omul în moale, măcar ca lună cu picior. Și de la crește până-n moale, nu te ca visul de ușor. Și de la crește până-n moale, ești ca visul de ușor. Din încălzirea lungii rochii, plutești ca marmura în fund. Dar când răsui pe fund de ochii, te-ai plin de patii și noroc. Te-a plânat sufletul de ochii, te-ai plin de patii și noroc. O vis ferice de iubire, mireasă vândă din voi, nu mai se gând a ta de mine. Mi-arată cât de dulce ești, nu poți fa farmecului noapte, răspuneți ochii mei pe vechi, cu acuri tale calde soarte, îmbrățișeze brațele. Deodată treci ușe tale, umblă pe ochii tăi pierdini, e trecoasa renunțare, e umbra dulcilor nedorit. E trecoasa renunțare, e umbra dulcilor dorit. Te duci amântele prea bine, să nu mă de pasul tău, pierdută veșii pentru mine. Mireasa sufletului meu, că te-am primit de gandia vină, și veșnic n-o să fiu mai el. Fă și voi visul de lumină, din zâmbul dreapta în deșert. Și-o să-mi răsari ca o icoană, apurul meu
coloană. Unde te duci când o să vii? Pe puntea ta purtând coroană. Unde te duci când o să vii? 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 Când o să vii? Mă bucur că ați cântat această frumoasă piesă din repertoriul fostei formații mondiale. Și noi. Să-l ascultăm.